Dar, dragilor, haideți să vă arăt încă o chestie inedită. Deci, ăstuia au fost doi aici. Așa, l-am trecut pe unul în spate. Pe patru rame. I-am mai luat deja o ramă cu albină și am dus-o în altă parte. Și aici, în față, rămăsese una, două, trei și patru rame. Dar fiindcă avea albina de pe două culoare, cu patru și patru stânga-dreapta, păi ce să-i fac eu la asta? N-am zis, la patru rame nu poți să-i pui decât chiar mult patru foi. Și totuși avem foile cu mine, zice, hai să-i pun aici să mă țin în minte. Deci am pus una, două, trei, patru, cinci, șase, șapte. Șapte, așa, și hrănitor. 8. Hrănitorul era, dragilor, gol. Deci nu era decât rama oarbă aici de sud. Ce face nesămțătul? Nesămțătul, în ghilimele, nesămțătul. Construiește păgurelul, arunge matca, beata de ea și face și eu un pic de treabă aici, fac câteva celul de puiet. Și cam atât aici. Atât. Și toți făgurii sunt, deci toate foile sunt crescute. Dar crescute și băgate cu miere. Hai să începem să vă arăt. Doar începusem lucrarea și n-am vrut să cred că sunt toate așa. Dar acum vi le arăt. Deci 7 foi. 2, 4, 6, 7 foi băgate. Cu 4 rame. Un nucleu. Da? Deci, e full băgat. Full cu miere. Beata matcă. Aici n-a început să căpăcească, dar vedeți. Da? Este nectar proaspăt. Deci, într-o săptămână, cred că 7 foi. 7 foi într-o săptămână. Și le-au și umplut. Da? Ia uitați. De fapt, nu crește nimic, decât dacă are nevoie. Păi. Și din ce știm, crescutul este cu consum de energie. Crescutul a făcut treabă. E nebunit, e nebunit. Deci în 7 zile, asta vă duc să fac. Superb. Trebuie să continui să vă arăt. Că nici nu mi-e de fapt, la început n-am ridicat ramele de aici. Decât primele două. Și a zis că ia să facem un film. Ne aminteam că aici undeva mi-am bătut joc de asta. Dar vreau acum să văd dacă s-au apucat de ele în capul meu. Dacă s-au apucat de ele. Numai că s-au apucat. Deci, sunt blocați cu miere, pur și simplu. N-am mai avut timp să le mai pun caturi, n-am avut caturi pentru toți. Dar m-am uitat la câteva caturile blocate. Crescute foi. Deci puse foi crescute și blocate. Hai, hai. Trebuie să vedeți asta. De staționar. Dragilor, câți tineri apicultori, dacă ar fi avut șansa să spune să aibă, câte zone melifere superbe nu sunt în țara asta exploatate. L-ați văzut pe înainte de a pleca, vineri, parcă așa, vineri sau sâmbătă, nu mai știu exact să vă zic, a venit Mirel și cu... Nu, duminică vine, duminică. Mirel și cu... Ia uitați. Așa are și bolți. Băi, deșteptule, cum să faci chestia asta? Păi nu vezi câtă treabă e de făcut, ce-ți vine? Ce-ți vine? Hai să vedem. Să văd că ce frumos e. Puietul văd că e bun, frumos, bătut cum trebuie. Ce ai, mă? Ce te-a apucat? Câteva boci frumoase. Ia uite-o.
început și fără soare să dea, că văd că este un pic mai galben. Da? Deci astea sunt boze de floarea crescute aici la floarea soarelui. Vreo 2-3 zile a început, așa e. De cer ieși pe deasupra cu ceara florii respective, așa. Influențată secreția de consumul de mieri. Da. Da, dragilor, deci toate sunt crescute, nu vă încape nicio discuții. Surpriza este că văd că are și boci. Ce să fac, unde să le duc? Na, barna. Da, să vedem dacă are ou puiet proaspăt. Deci dacă masca ou. Mai ce să roiești, mă, că te-ai consumat, te-ai rupt cu treaba. Mai trebuie și roit acum. Să mai bag o foaie. Vede ce fac. Ia uitați. Foaie băgate. Crescut-o câteva celule de albine. Hai să vedem așa. Aici care este treaba. Da, deci avem ceva. Văd că a început să-și căpășească. Nu vine să cred. Asta că nu l-am mai chemat pe Fenica. El are altă treabă acum. Nici nu mă gândea să fac filmuleț. Da, fiindcă am găsit așa ceva, hai să vă arăt. Am găsit, v-am arătat ăla care avea crescut fagurile, ce era pe acolo. Pentru o grămadă de timp, dacă ai lăsat spațiu gol acolo și el a plecat de roi, prins atunci cu o săptămână înainte, de-a plecat, am pus niște rame acolo, vreo 3 rame, nu i-a ajuns, 2 rame erau crescute, 3 foi, am zis, băi, pe 5 rame ajunge, băi, unde să spun, ce să spun, nu i-a ajuns. Deci pare să fie treaba bună, dar nu știu de ce. Am văzut acolo boțile așele, nu sunt roiere, ce se întâmplă? Se schimbă și matca, ce are de gând să facă asta? Iată și o boță frumoasă pe aici, se lucrează acum, mai încheiat. Așa, cred că, dragi, vreau să închid, v-am arătat numai lucruri de astea inedite. Deci, știu că este 7 foi și le umple cu miere. Da. Asta e. Deci, biostupul face o treabă extraordinară pentru că albina călătoare din cele două compartimente, 4 și 4 cum erau acolo, s-au aflat aici. Ăsta l-am pus în spate, ăsta și-a luat și el activitatea, merge foarte bine. Ăsta din spate, vedeți ce-a putut să fac. A venit culesul, s-a dezlocat albină, a plecat la treabă și cred că a adus așa gușa dublu de mare, sau știu ce a putut să fac. Deci nu a rămas, e foaie necrescute. Da? O să ajung acolo să văd, dar toate sunt crescute, uiteți. La capătul stupului. Da. Bine, dragilor. La revedere.